Vido fetească neagră de la Chateau Vartelle. Un vin roșu sec, cu o culoare așa intensă, roșu, frumos, o aromă bogată și totodată complexă. Ei, dar știți de ce așa e, nu? Deoarece un soi autohton, moldovenesc. E un vin, iarăși, ca majoritatea din linia Individu de la Chateau Barricate 12 luni. Știți, când se termină vișinile și mai rămâne câte o vișină așa uscată pe copac, apoi cam asta e prima impresie de stafidă și de vișină așa dulce, aromată. Eu cred că în combinație cu cartofii noștri scăzuți de astăzi e o combinație perfectă, dar dați să o gustăm și vă spun imediat. Ce poate fi numită fericirea? Cartofi gustoși și un pahar de vin. Încercați rețeta și o să vă dați seama și voi. Fericirea are gust și neapărat gătiți acasă în combinație cu un vin bun, bun și extraordinar. Ca cum ar fi, în cazul dat, o fetească neagră de la Chateau Vartelle.